În acest sfârșit de an, la Deva nu se va organiza revelion în aer liber. Motivul este unul simplu și logic. La momentul alocării de fonduri pentru sărbătorile de iarnă, Deva, având o incidență mare de îmbolnăviri cu COVID-19, iar reprezentanții administrației publice locale nu au dorit să riște cu organizarea unui astfel de eveniment. Din păcate, nu vom avea spectacol noaptea de revelion. Nu știam la momentul când am alocat suma de bani pentru parte de sărbători de iarnă, pavoazare, care va fi incidența. La acel moment eram peste 10 la mie incidență. Din fericire, suntem sub 1 la mie, dar nu ne-am putut permite să riscăm. Pe de altă parte, la Deva vor fi organizate în perioada următoare concerte de Crăciun și Anul Nou. Astfel, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean, în parteneriat cu Episcopia Devei și Hunedoarei, vă invită vineri, 17 decembrie, începând cu ora 18, la concertul de Crăciun Lumina de la Betleem, susținut de părintele Radu Trifon și invitații săi Alin Ghejeu, Ioan și Filip Trifon. Concertul din sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean, la care intrarea este liberă, iar accesul permis până la ocuparea a maximum 50% din capacitate, va avea și o componentă caritabilă. Fondurile strânse vor fi donate asociației Alături de Tine în vederea construirii unei case de copii în municipiul Hunedoara. De asemenea, Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean vă invită miercuri 29 decembrie de la ora 19 la Teatrul de Artă din Reședința de Județ la concertul de Anul Nou și spectacolul de balet intitulat O Seară ca în Filme. Invitații la concertul de Anul Nou de la Deva sunt solista de jazz Cristina Wichiza, pianistul Horia Mihail, dirijorul Gianluigi Zampieri, orchestra de cameră Icon Arts și artiști ai teatrului de balet Sibiu sub îndrumarea coregrafei Alicia Garner. Intrarea la concert se face pe bază de invitații care pot fi ridicate de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva de luni până vineri între orele 9 și 16, iar accesul este permis până la ocuparea a maximum 50% din capacitatea sălii. Trebuie menționat că atât la concertul de Crăciun cât și la cel de Anul Nou au acces doar persoanele care prezintă certificatul verde și cele care posedă un rezultat negativ anticovid prin testul RT-PCR sau test antigen numai vechi de 48 de ore. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0354 408 907.